Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit între prieteni! Fiecare om are o menire pe lumea aceasta, iar ei a fost dat să cânte, să bucure oamenii cu vocea ei, fie cu romanțe, fie folclor, tangouri, valsuri sau muzică ușoară și internațională. Toate fac parte din repertoriul Adrianei Antoni, cu care am bucuria să stau astăzi la povești. Bun venit, Adriana! Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi și mă bucur că avem ocazia să fim alături de cei care ne privesc și să le spunem așa în direct sărbători frumoase și să dea Dumnezeu anul care vine să fie cu bucurie pentru toată lumea. Așa este. Mă gândesc acum că a trecut atât de repede anul acesta, parcă mai ieri era Revelionul, parcă mai ieri eram toți în cluburi sau cine știe pe unde eram și ne distram. A fost mai așezat anul acesta, am fost mai aproape de cei dragi din familia noastră, probabil că și în cazul tău a fost la fel. Iată, mai avem acum câteva zile până vine noul an. Și ne gândim așa, facem o retrospectivă a anului. Cum ți-a fost ție anul acesta? A fost un an, cred că toată lumea a simțit acest an mai dificil puțin, mai greuț. Dar totuși, pentru mine vreau să spun că m-am bucurat de faptul că mi-a dat Dumnezeu și m-a inspirat Dumnezeu cu... și am compus foarte multe melodii. Abia aștept să încep să le orchestrez pe toate și să încep să le lansez. Este un pic mai lent procesul anul acesta. A fost mai greu de realizat lucrurile anul acesta, dar nu ne-am lăsat. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu credința asta în suflet și cu puterea asta, pentru că, vedeți, faptul că publicul ne așteaptă cu așa drag și cu așa multă căldură și atâtea mesaje frumoase am primit și anul acesta pe toate rețelele mele de socializare, mesaje de încurajare, mesaje frumoase, le mulțumesc, vă mulțumesc din suflet, dragii mei, să știți că chiar m-a ajutat și eu încerc prin melodiile mele să încurajez pe toată lumea și să ne uităm cu optimism înainte, pentru că ce putem altceva, ce putem să facem decât să ne ajutăm unii pe ceilalți și să privim cu optimism spre noul an și să încercăm să facem lucrurile, chiar dacă un pic mai greu, totuși să nu ne lăsăm. Așa am făcut și noi, nu ne-am lăsat, chiar dacă a fost mai dificil, mă străduiesc să lansez așa una câte una melodiile pe care Dumnezeu mi le-a trimis și cu tot sufletul și cu tot dragul le împărtășesc cu cei care mă ascultă și cei care mă așteaptă să lansez melodii noi. Deja videoclipuri care le-am realizat, aștept să le finalizăm și să le lansăm public. Încă o dată, mulțumesc tuturor și spun cu drag și cu tărie acest lucru, pentru că chiar cred că împreună suntem mai buni, împreună suntem mai puternici. Așa este, iar anul acesta, în perioada sărbătorilor, tu ai venit cu piese specifice, da, sezonului de Crăciun. Ce te-a inspirat? Când cânti așa, când te apuci să compui aceste piese, ce te inspiră? La ce te gândești? Sunt un tumult de lucruri, să știi, pentru că mă inspir așa și din viața mea și din viața celor din jurul meu, din întâmplări, mie îmi place foarte mult să stau de vorbă cu oamenii. Și în spectacolele mele pe unde mă duc, acum românii noștri sunt în multe țări plecați și ne cheamă să le cântăm, mergem cu drag și în pauzele mele totdeauna îmi place să stau de vorbă cu ei și nu vrei să știi câte povești aud și ascult și eu le port acolo în sufletul meu toate aceste experiențe frumoase, toate aceste lucruri pe care le învăț de la ei, de la oamenii din jurul meu, le port în suflet și la un moment dat vine ideea, vine inspirația. Este așa de frumos, așa îi mulțumesc lui Dumnezeu și publicului și tuturor celor cu care lucrez. Uite, e final de an și este frumos să ne mulțumim unii altora. Mulțumesc tuturor, pentru mine este înălțător la cer tot ce mi se întâmplă pe pământ. Mă simt norocoasă și sunt tare, tare bucuroasă că fac ceva ceea ce aduce bucurie oamenilor. Și când îi văd pe oameni bucuroși, nu pot să spun în cuvinte bucuria pe care o am în suflet.
Ce amintiri dragi porți acolo în sufletul tău legate de această perioadă a sărbătorilor tăi, Crăciun, de Revelion? Oh, copilăria! Copilăria, copilăria, Dana, loc, dragă! Asta, am pus-o în cântec de multe ori și, când, și la melodia Dorul de copilărie și colinda pe care am făcut-o așa despre copilăria mea, se numește Acasă de Crăciun. Am fost la voi, am difuzat-o. Am pus acolo tot ce am simțit eu și tot ce port frumos din copilăria mea. Am avut o așa o perioadă frumoasă, chiar dacă vremurile erau diferite în copilăria noastră, pentru că era atunci cu perioada asta, dar mai ales de Crăciun, se străduiau părinții mei, se străduiau și de Revelion, se străduiau cu toții să ne facă nouă, cel puțin noi copiii, să nu simțim nimic. Era atât de frumos, atât de mirific. Era greu să găsești un brad, era greu să găsești saloane, era greu pentru masa de Revelion să găsești toate ingredientele necesare. Nu era ca acum. Nu aveai totul. Dar părinții mei și bunicii mei mergeau, se stătea la cozi imense, pentru o portocală, pentru... Erau oricum le vedeai doar vremuri. Atunci, în perioada aceea. Dar noi copiii nu le-am simțit. De ce? Pentru că acasă la noi, așa cum am mai spus, aveam și bunicii care s-au mutat de la țară atunci când părinții noștri s-au căsătorit și au decis să rămână la oraș. Bunicii noștri s-au mutat de la țară, au vândut casa de la țară și au venit și au făcut casă în curtea noastră. Ce frumos! Ca să fim toți aproape. Ca să fim toți aproape. Și atunci a fost extraordinar de frumos, pentru că de sărbători ne veneau și verișorii din partea celorlalți frați și surori ale părinților noștri, veneau toți să fie cu bunicii. Și erau vremuri extraordinare. Pentru noi copii, ce să spun, bulgăreală, în primul rând, pentru că venea zăpada, venea chiar din noiembrie venea zăpada pe vremurile acelea și ne făceam un război de bulgăreală, ne pregăteam. Țin minte că am avut și posibilitatea asta. Noi am stat la oraș, dar la casă și am avut o curte mare, am avut grădină, puteați am avut spațiu. Puteați face oameni de zăpadă, puteați da, face orice acolo. Într-un an am făcut chiar niște lucruri extraordinare. Bine, când au crescut băieții din cartier, mai mari, erau cei mari din cartier, au făcut din zăpadă o statuetă, o femeie. Vă dați seama ce zăpezi erau atunci, s-a putut face o femeie și un fotoliu, deci am creat așa o chestie, au creat ei, că noi eram mai mici și îi ajutam, dar au creat așa o chestie artistică, o femeie lângă un fotoliu și cu o carte în mână, nici nu... Nu erau pe vremea aceea aparate foto atâtea ca să putem face, dar țin minte că au venit femeile seara de la servici, când au venit din tura de după masă, seara târziu, nu erau atâtea becuri atunci, s-au speriat, ce-o fi acolo? Ce-o fi acolo în curte? Da, și am creat așa un... ne-am pregătit, ne-am făcut ca un, cum să spun eu, mulți bulgări de la început și am stabilit, gata, jumătate de oră pornim războiul, băieții cu fetele, ne-am făcut bulgări, ne-am făcut provizii acolo, sau muniție, ca să spun mai bine. Și am pornit așa un război între fete și băieți. Vai, ce amintiri frumoase! Astea le port în suflet și nu le poate șterge nimeni. Și chiar am spus în câte locuri și peste tot unde am fost în lumea asta, am fost în locuri atât de frumoase. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această posibilitate de a vedea lumea, dar locurile din copilărie sunt cele mai frumoase din totdeauna și cred că așa vor rămâne. Uite, dacă tot a venit vorba de copilărie, propun să difuzăm un clip, o piesă din repertoriul tău, A zis tata, și apoi vreau să revenim și să mai discutăm și să mai depănăm poveștia mintii. A zis tata către mine, am dedicat-o tatălui meu și să o ascultăm. O dedic cu drag tuturor taților. Haideți să vedem. O piesă superbă, da, Adriana Antoni. Mulțumesc. Este minunată această piesă și mă emoționează de fiecare dată când o ascult și nu cred că nu numai pe mine, pe toți ne emoționează, pentru că ne trimite acolo cu gândul la copilărie, la și la cei dragi. Înțeles, da. Normal. I-am dedicat-o tatălui meu și atunci când am lansat-o public, ne-am strâns toți așa pe lângă el ca să fim să acolo să susținem. S-a emoționat foarte tare și s-a mândrit foarte tare. E așa o bucurie pentru mine când știu că părintele meu este mândru de mine. Și m-am bucurat tare mult și de
această colaborare. Ilie Năstase joacă rolul principal în acest videoclip și mulțumesc, așa cum spuneam, este sfârșit de an și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Toate aceste colaborări frumoase pentru mine sunt așa, în sufletul meu, lucruri pe care le port cu drag. Am colaborat cu Ilie Năstase, cu maestru Gheorghe Zamfir, am făcut câteva melodii pe care le port în suflet și publicul le-a primit foarte frumos. Am colaborări cu doamna Irina Login, cu Elena Merișorianu, pe partea de muzică ușoară, așa cum spuneai tu de la început, am colaborat cu Leo Iorga, cu Ion Ghiuri Pascu. Momente frumoase în viața mea, în cariera mea, pe care le port cu drag în suflet și mă bucur tare mult că sunt contemporană cu acești oameni. Oameni deosebit, oameni minunați și oameni care au dus numele acestei țări peste hotare. A fost foarte frumos pentru mine să circul prin lumea asta întreagă și pe unde m-am dus și am spus România, oamenii de acolo imediat au asociat cu nume de la noi din țară, din sport și din muzică și asta mă bucură foarte mult. Avem valori naționale extraordinare. Așa este. Vreau să-mi spui dacă ai o amintire așa dragă, dragă, care ți-a rămas în suflet din momentele în care tu nu te aflai în țară de sărbători. Că presupun că au fost, nu, concerte, au fost turnee în care Crăciunul sau Revelionul te-a prins pe alte. De multe ori, da, de multe ori. Pe alte meleaguri. Sunt foarte multe amintiri frumoase. Să-mi aduc aminte doar una acum. Este minunată acea legătură pe care o facem. Când ajung în fața oamenilor, când urc pe scenă și începem să cântăm împreună, cântăm așa cu sufletele, eu așa simt. E aceea, se creează așa o atmosferă mirifică pe care nu pot să o descriu în cuvinte. O simt în sufletul meu și simt oamenii că se bucură tare mult. Să fim împreună, să cântăm împreună, așa cum ziceam, simt că cântăm cu sufletele. Și asta pentru mine este extraordinar, pentru mine este înălțător. Și așa cum spuneam, îmi place tare mult să stau și de vorbă cu el, mai cu oamenii, mai ales în perioada asta a sărbătorilor, când mergeam în afara țării sau când eram chiar eu în afara țării și ne adunam cu toți românii din diaspora acolo și cântam și ne bucuram de sărbători, dar acolo în sufletul fiecăruia simțeam acel dor de casă, simțeam acea suferință că nu sunt cu cei care și-ar dori să fie și că sunt departe de tradițiile noastre și de casă și de locurile de copilărie și de aici am făcut și melodia, din țară în țară, pentru că chiar așa a fost, din țară în țară am fost și am cântat și am adunat aceste povești frumoase și experiențe ale oamenilor pe care le-au împărtășit cu mine și mi-am dat seama că toate acele lucruri aș putea să le pun într-un cântec și să le dedic acestor oameni care sunt plecați de țară, mai ales că și eu am trăit acest sentiment, fiind plecată departe de cei dragi și de cei care mă așteptau acasă și împărțeam așa, întotdeauna eu am împărțit sărbătorile între familia mea de acasă și marea familia noastră, artiștilor, publicul. Este frumos și pentru mine, în sufletul meu, eu simt că sunt norocoasă și mulțumesc încă o dată și încă o dată și încă o dată tuturor celor care lucrează împreună cu mine, celor care mă ascultă și bunului Dumnezeu că ne dă aceste lucruri frumoase pe pământ, cum ar fi pe lângă iubire și aceste sentimente frumoase și muzica. Ce ne-am face fără muzică? Nu, nu-mi dai seama, ar fi o lume mai săracă fără muzică. Ce-ți dorești pentru anul viitor? Îmi doresc să reușesc să lansez toate aceste melodii pe care le-am făcut cu videoclipuri și tot așa cum se cuvine. Mie îmi place să fac lucrurile cât mai bine, să zic într-un cuvânt. Și bineînțeles, când o să le lansez, o să vin la voi, dar o să le și așez pe canalul meu de YouTube. Vă aștept, dragii mei, pe canalul meu de YouTube, pe pagina mea de Facebook, pe Instagram, toate rețelele astea de socializare care ne ajută să fim împreună.
să ne ajute Dumnezeu să le lansez cât mai repede, să ne bucurăm de ele și anul care vine să fie mai bun. Știți că spunem de fiecare dată, în fiecare an, dar de data asta cred că o spunem cu toții, cu sufletul. Să fie mai bun. Și nu uitați, dragii mei, încă o dată, încurajez pe toată lumea. Împreună suntem mai buni, împreună suntem mai puternici. An nou fericit și tot ce vă doriți să vi se împlinească și pe cei dragi acasă. Așa să fie, Adriana, îți mulțumim tare mult pentru urări și Dumnezeu să-ți dea tot ceea ce-ți dorești și să-ți dea putere și sănătate, să le îndeplinești pe toate și să ai parte de un an așa cum ți-l dorești tu. Doamne ajută! Și vouă la fel, întregii echipe, vă doresc an nou fericit, oameni buni, să ne vedem cu bine și să putem face lucruri frumoase împreună. La mulți ani! La mulți ani! Iar noi vă lăsăm în compania unei alte piese din repertoriul Adrianei Antoni, Cât o fi viața de grea. Să-l naștezi. Cât ar fi
viața de grea. Hai bucură-te de ea, ia numai ce-i bun din ea. Că nu trăiești două vieți, că nu trăiești două vieți, încă una să naște.